pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-a cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Amin. Până și cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați în locurile. Dragii mei, săptămâna aceasta am stat și am reanalizat o parte dintre vechile mele studii biblice pe tema Răului și a suferinței în lume. Zilele acestea, cu cât se apropia ziua de duminică, am fost frământat de acela subiect. Fapt pentru care, în această zi, deși avem ca temă esențială credincioșia lui Dumnezeu, voi face puțin rabat de la Circunscrie mesajul meu doar subiectului credincioșiei lui Dumnezeu și voi, voi vrea să ne adâncim privirea în această zi spre un aspect care vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu chiar și în suferință. Deseori, când toate lucrurile ne merg bine, ne punem prea puține întrebări despre realitatea vieții de zi cu zi, despre eternitate, despre Dumnezeu și despre cele mai profunde lucruri care țin de valorile eterne. Însă, atunci când lucrurile merg mai puțin bine în viața noastră și avem parte de drame, de necazuri, de suferințe de tot soiul, mult mai adesea regăsim în noi întrebări de maniera aceasta. Unde este Dumnezeu când sufă? De ce îngăduie Dumnezeu răul? Lui Dumnezeu îi pasă sau nu îi pasă de mine? Așa se face că unul din cei mai mari apologești creștini din secolul trecut este vorba despre C.S. Lewis, care s-a născut în anul 1898, a murit în anul 1963, deci a trăit 65 de ani, unul acesta, profesor universitar la Oxford, a scris foarte multe cărți. Printre care, una dintre cărțile sale este intitulată De ce, Doamne? Carte prin care, mai degrabă, sunt confesiuni ale lui, prin care își povestește întregul amar, evocând momentul când. Își pierde mama într-un mod prematur din viața aceasta. Apoi, această carte este consemnată pe fondul cele mai mari crize din viața lui, și anume când pleacă din viața aceasta destul de devreme soția lui, pe care a iubit-o foarte mult, cu care a avut o relație extraordinară. Ea, născută la New York, în America. El în Anglia. El un ateu convins până la vârsta de 31 de ani. Ea, o ateu convinsă destui ani din viața ei, crescută cu principii comuniste, pentru că pe undeva ea avea descendență evreică și părinții ei n-au fost americani, dar s-au mutat în New York și acolo a crescut ea o bună bucată din viața ei a avut parte de drame acolo, de suferințe felurite și a fost crescută în spiritul ateu. E vreau să vă spun că într-o zi a dat peste unele articole, scrieri ale acestui scriitor creștin, C.S. Lewis, care după ce s-a încreșinat, că el povestește că a trecut prin toate aceste etape, a fost mai întâi ateu, după aia agnostic, adică bă, să fie, să nu fie, să existe, să nu există Dumnezeu, apoi prin teism și apoi a ajuns să fie un creștin asumat. Și când ea la New York a dat peste aceste scrieri creștine, a fost marcată de coerența, logica ideilor, de profunzimea ideilor și a dat seama că cultura comunistă, atee în care ea a crescut, nu și are un fundament logic. Și s-a mutat de la Londra, s-a mutat în Anglia, dorind din toată inima să-l cunoască personal pe omul ăsta, cu care a avut dialogări, apoi o prietenie care se naște pe fondul intelectualității și a răspunsurilor la multe dintre întrebări și dileme pe care ea le avea, și mai târziu, evident, se și căsătoresc. După an bun de căsătorie, Dumnezeu alege ca ea să plece din lumea aceasta în urma unei suferințe cumplite. A fost nemișlocit lângă ea acolo, aproape de ea, alături de ea, și sigur că toată viața lui cât a mai trăit, a avut parte de dureri, de întrebări, în care chiar la un moment dat a zis de ce Dumnezeu nu e atât de aproape de sufletul meu acum când sufăr, cât e de aproape atunci când mie merge bine și când toate lucrurile sunt în regulă. A ajuns chiar într-un punct în care să se întrebe dacă Dumnezeu este acesta pe care îl înțelege el trecând prin toate dramele astea și iată că momentele de dificultate, de greutate, de dramă pune în cântar ființa omului și atunci cu adevărat se dovedește care este calitatea vieții de credință. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos a uitat la Petru și a zis, Petre, satana va a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. A vrut să arate tocmai faptul că prin acest proces al cernerii se va face delimitarea foarte clară între cine e grâu și cine e pleavă. Nu ați să știți ce însemna cernerea. Agricultorul se ducea pe cele mai înalte piscuri, munți, bătea bânt, vântul bătea extrem de puternic, fermierul băga puternic lopata în grâu amestecat cu pleavă, o arunca în sus. Datorită rafalelor, pleaba fiind ușoară, era purtată de vânt, grâul rămânea în lopata fermierului, apoi pus, pus grâul în grânat. Și atunci, vremurile de cernere, vremurile de dificultate, dovedesc cu adevărat cine-i grâu și cine-i pleabă, cine-i grâu și cine-i neghină. Și se face că în Matei, în capitolul 13, spune Blasă că așa se cade, să fie în țarină, în lume, și neghina lângă grâu, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu ea. Dar să știți că oricât de specialist agricultor ai fi, grâul și neghina seamănă de minune. Mereu diavolul va lupta să distrugă ființa omului, nu prin contraste, că ar fi extrem de izbitor, ci prin asemănări, prin similitudini. Așa se face că și grâul și neghina seamănă de minune. De aceea și explicația nu te atinge de neghină ca nu cumva smulgând neghina să smulgi și grâul. Știți când își dă seama agricultorul care grâu și care e neghină? Exact la vremea de seceriș, la coacere. De ce? Îți dai seama că grâul e grâu fiindcă este a plecat de rot, iar neghina rămâne țanțoșă. Și așa se face că omul care este cu adevărat credincios va ști să fie smerit având rot binecuvântat și va rămâne lipit de Dumnezeu până la capăt. Dragii mei, să știți că nu doar profesori universitari, apologeți, filozofi, teologi și-au pus întrebarea cu privire la Dumnezeu și existența răului în lume, cum ar putea aceste două lucruri să coexiste, mai ales într-un context în care învățătura creștină afirmă faptul că Dumnezeu este atotputernic, este atotecunoscător și este un Dumnezeu bun. Și uitați-vă că primul filozof care și-a pus întrebări pe tema asta a fost Epicur, filozoful grec, care a spus dacă Dumnezeu este atotputernic, poate să oprească suferința, răul, să-l culme. Dacă Dumnezeu este atot știutor, știe să oprească răul și dacă Dumnezeu este bun și vrea să oprească răul, dar cu toate astea, suferința, răul există în lumea asta. David Hume, un mare ateu mai târziu, a venit și a spus concluzie, nu există Dumnezeu. Și noi suntem rezultatul unui azard. Mai târziu a venit și Charles Darwin, care a scris celebra teză de doctorat, originea speciilor, prin care a spus că noi suntem produsul evoluției. Și uitați-vă, dragii mei, că în lumea asta în care noi trăim, au existat diferite reacții la suferință, la durere, la necazuri. Panteismul, de exemplu, spune că suferința este o iluzie. Budismul, hinduismul spun că suferința este o iluzie. Conceptul de karmă regăsit, de exemplu, în budism, spune tocmai asta, că spiritul tău se reîncarnează și nu avem cum să vorbim despre o ameliorare a suferinței, fiindcă karma e karmă și dumneata trebuie să plătești prețul ăsta după ce mori, dacă ai fost o ființă nobilă care a avut valori moral. Uh, moral creștine era să zic, dar pentru ei nu e ideea de creștinism, morale în sensul în care ei apără binele, dreptatea, adevărul, bunătatea, etc. Valori, să zic, general valabile pentru întreaga lume. Ei spun că cea mai bună consecință e că te vei reîncarna, e dorința lor, e visul lor, în vacă. Doamne ferește să nu te reîncarnezi în șoricel. Asta ar fi o dramă pentru ei. Și am întâlnit și în România, credeul acesta, oameni de știință cu care am stat de vorbă și au trecut prin diferite perioade de lupte psi emoționale ca o urmare a unor drame pe care le-au avut în viața lor și m-au întrebat frate Timotei, nu cumva este rezultatul karmei? Și-a trebuie să le explică în primul rând cât de oameni de știință erau, nu înțelegeau exact conceptul profund al cuvântului karmă și apoi a trebuit să stau de vorbă cu ei să intrăm în dimensiunea învățăturii creștine, a ceea ce înseamnă dramele, suferințele, cazurile în viață. Dragii mei, am aici un caiet plin în care v-aș putea citi statistici să vedeți că nimeni dintre noi nu poate contesta Existența răului. Panteismul o poate face. Dar spune asta unei mame care prematur și-a îngropat copilul la 3-4 ani în țărâna pământului. Nu există suferință. Spune-o și fugi ca nu cumva să fi pălmuit. Pentru că suferința nu este o iluzie, suferința este o realitate. Ateismul crede în existența răului și a suferinței, dar nu crede în existența lui Dumnezeu. Iar creștinismul crede și în suferință, dar și în existența unui Dumnezeu atotputernic, atot știent și bun. Și atunci punctul nevralgic al discuției, dilema din această zi, coexistă în faptul că ei spun dacă Dumnezeu e tot puternic, bun și omniscient, vrea, poate și știe să oprească răul, suferința. Și de ce cu toate astea dramele, suferința, abandonul, rănile de tot soiul există în lumea aceasta? Mi-am structurat predica mea din această zi în câteva etape. În primul rând vreau să vorbesc despre realitatea suferinței. Ea există. Apoi vreau să vorbesc despre reacțiile oamenilor în fața suferinței. În al treilea rând, să vorbesc despre rădăcina suferinței sau rădăcinile suferinței, de unde izvorăște durerea, suferința, în general răul în lumea aceasta. Ca în al patrulea rând, să vorbesc despre câteva rațiuni sau roluri pentru care Dumnezeu îngăduie pe Pământul acesta răul, suferința, dramele. Iată că. Acestea sunt patru etape cheie asupra cărora vreau să poposim în această zi. Autorul epistolei către evrei este foarte categoric și spune da, Dumnezeu îngăduie răul, pediapsa, suferința, dar în spatele acestor realități există niște rațiuni. Și în această zi ne vom apropia în a patra parte a predicii mele, respectiv ultima, să vedem care sunt rațiunile pentru care Dumnezeu îngăduie răul, boala, suferința, moartea, dramele de tot soiul. Vreau să vedeți, vis-a-vis -vis de primul punct și anume realitatea suferinței, să vă citesc numai câteva statistici, o să le iau selectiv pentru că nu face subiectul unui buletin de știri, care ar putea mai degrabă să însufle noi psioză, dezamăgire, decepție. Dar realitatea este că dacă ne aducem aminte, în 1921 a fost o foamete cumplită în Rusia, fapt pentru care zeci de mii de victime pe zi au trebuit să plătească prețul morții din cauza foametei. Africa, Asia, America Latină, zone în care aș putea spune din punct de vedere al statisticilor, jumătate aproape din populația lumii este subnutrită, subalimentată. Amintiți-vă de ciumă, gripa spaniolă din 1918, care a făcut ravagii. Publicația Times scria în decembrie 1918 de milioane de oameni care au murit din cauza acelei gripe spaniole. Bătăi, violuri, divorțuri, uragane, sclavie, peste 21 de milioane de oameni plătesc prețul sclaviei la ora actuală într-o într lume în care uh, noi ne declarăm liberă, democratică, sunt milioane uh, de oameni care plătesc tribut sclaviei, peste 4 milioane uh, de persoane sclave sexual, traficul de carne vie, care este un chin cumplit la ora actuală, ne apropiem cu pași repezi de un miliard de oameni care suferă de foame. Milioane de copii în foamete mănâncă maximum o masă pe zi. 896 de milioane trăiesc doar cu 2 dolari pe zi. Asta înseamnă undeva la 8 lei și ceva pe zi. De războaie n-am scăpat și nu doar în Israel și Hamas aproape că de la etnogeneza umanității, am avut parte de fiecare dată de războaie. Într-o statistică s-a arătat că în 2015 au fost foarte multe conflicte aproape de noi. Războaie în care au murit 152.000 de oameni. Avem războaie în fiecare an. Să mai vorbim despre cancer, cu tremure, boli, diabet. Accidente de mașină, numai în, urmă, în ultimele două-trei săptămâni, am uh, urmărit niște slujbe de mormântare cu tineri. Un tată de 30 de ani, credincios penticostal, a murit și a lăsat în urmă 5 copii. Un alt din județul Arad, un alt frate de credință de al nostru penticostal, la 31 de ani, a lăsat vreo șase copii. El sau altul era apărut o știre în care un alt tânăr credincios, la 30 de ani, a lăsat patru și însărcinată cu al cincilea copil, a lăsat în urmă zdrame. Am urmărit slujbele. Nu poți să spui că nu sunt drame. Sunt drame cumplite. Și sigur că statisticile sunt îngri, îngrozitoare. Aș putea să enumăr mai multe, dar vreau să mă opresc la atât deocamdată. Și vreau, dragii mei, să avem minima decență să recunoaștem că suferința este reală în lumea asta e suficient să pronunțăm numai cuvântul holocaust. Și că ne gândim la șase milioane de evrei, dintre care un milion jumătate de copii, aproape că nu găsim cu mintea noastră nicio putință de înțelegere. Incendiul din clubul colectiv, mult mai aproape de noi, aici în București, în urmă câțiva ani de zile. Și multe drame care se întâmplă, accidente de mașină, toate astea sunt drame. Trebuie să admitem faptul că suferința este diversă. Iacov 1 cu 2 spune, când treceți prin colorate sau felurite încercări. Vedeți, modul în care noi percep, perce, percepem suferința este extrem de subiectiv și relativ. De exemplu, dacă ai o durere de măseație, îți pare că durerea ta e cea mai mare. Dacă îți moare copilul, spui durerea mea e cea mai mare. Dacă îți moare soția, nu, durerea mea este cea mai mare. Dacă îți moare mama, spui nu, durerea mea este cea mai mare. Și durerea este extrem de relativă. Când trecem noi printre dureri, ni se pare că a noastră e mai mare decât toate durerile din lumea asta. Te trebuie să admitem că în același timp sunt oameni care plătesc prețul suferinței într-un mod extrem de cumplit, poate mult mai rău decât noi. Povestește list Robel în una din cărțile sale, pledoarie pentru credința creștină, Tocmai faptul că un om care cândva a fost un predicator, un om al lui Dumnezeu, a devenit ateu, când a văzut că un copilaș de câțiva anișor, 3-4 ani, a murit în Africa în brațele mamei din cauza faptului că n-a avut apă și mâncare. Și în disperarea de a cere o țâră de apă și de mâncare, Copilul și-a dat ultima suflare țipând care nevoie de apă și de mâncare. Și-a murit în brațele ei. E scena asta pe acest predicator l-a dus în punctul în care să nu mai creadă în Dumnezeu. Spune, Doamne, cum să lași pe pruncul ăla de 3-4 ani să sufere atât de mult? Și a căzut în ateism și s-a îndepărtat cu totul de Dumnezeu. Suferința este diversă, suferința este disproporționată, unii ori este mult mai mare decât putem duce noi, potrivit puterilor noastre omenești, Uitați-vă, Goliat e mai mare decât David. Uitați-vă în pilda uh, uh, Samariteanul Milostiv, când uh, uh, un om a coborât din Ierusalim la Erihon și a căzut între niște tâlhari. Mai mulți împotriva unui singur. Durerea, suferința, răul unor este disproporționat, dar, în același timp, suferința, dramele, sunt și un delimitator care Marchează exact, printr-un punct de diferență, calitatea morală, spirituală a fiecărui om. Dacă ești grâu sau dacă ești pleamă. Dacă ești omul lui Dumnezeu sau dacă doar ai imitat că ești omul lui Dumnezeu, dar n-ai fost niciodată omul lui Dumnezeu ca adevărat. Un psiholog în dorința de a evalua profunzimea și gravitatea durerilor a făcut o clasificare a durerilor și le au pe 8 dintre ele. Cea mai mare suferință pe care o poate avea un om, mai ales din prismă emoțională, spun psihologic, este moartea partenerului de viață. Deci nicio altă durere nu se compară uh, cu durerea morții partenerului de viață, soțul sau soție. Păi, a doua durere, în rândul durerilor emoționale, este moartea copilului poi moartea părintelui, spun psihologii, în al patrulea rând, divorțul, în al cincilea rând, bolile cronice, puneți cancer și orice fel de boală, apoi crizele financiare, șomajul, să te vezi în imposibilitate de a mai putea trăi, de a mai procura hrană pentru cei de lângă tine, apoi dispariția misterioasă poate fi cauza unei dureri cumplite, Vedeți cazul Caracal, nu? anii în urmă. Și întemnițarea cuiva drag este un alt tip de durere care culcă pe om la pământ din punct de vedere psioemoțional. Așa acum în al doilea rând să observăm care sunt reacțiile oamenilor în general la suferință. Am observat că atunci când un om trece printr-o dramă, indiferent de tipul de dramă prin care trece, boală, moarte, accident, abandon, divorț, etc. Prima reacție pe care o văd în dreptul celor mai mulți oameni este reacția de revoltă. Doamne, de ce îngădui îngăduit treaba asta? Că poate titlul predicii mele din această zi, cred că așa ar trebui să-l pun. Unde este Dumnezeu când sufăr? Și de o grămadă de ori pe buzele creștinilor se aude întrebarea asta. Și când suntem în adâncile văi ale disperării, să nu spuneți că și că noi, în calitate de creștini, n-am pus măcar o dată întrebarea asta. Sub semnatul a pus. Unde este Dumnezeu acum când trebuie să trec pe aici? Și prima reacție este revolta, ceartă. Încerci să te împotrivești deciziei lui Dumnezeu, măcar că la nivel teoretic, rațional, tu știi că Dumnezeu este suveran și că El deține controlul tuturor lucrurilor în universul acesta, cu toate acestea, vorba lui Sei lui, Doamne, nu mă îndoiesc de existența Ta, dar mă îndoiesc de caracterul și calitatea în care am crezut din, de la 31 de ani și până în ziua de astăzi, când mi-am îngropat soția. Și un strigăt al revoltei. Inima nu vrea să primească, nu vrea să accepte diagnosticul, boala, despărțirea. De ce, Doamne, trebuie să trec pe aici? E ușor când trec alții? Sau mai ușor când trec alții? E mai greu când trec eu pe acolo? Și atunci revolta este prima reacție pe care am observat-o la oameni, împletită cu disperare, cu încercarea de a disprețui pedeapsa lui Dumnezeu. De aceea și zice autorul epistolei către evrei, nu disprețui pedeapsa Domnului. Ce înseamnă a disprețui? Da, un preț minimalist, bagatelizat, fără a încerca să înțelegi care este cu adevărat sensul suferinței prin care treci. Amintiți-vă că la refidim evrei se împotrivesc lui Dumnezeu și lui Moise. De ce ne-ai adus aici? Amintiți-vă că atunci când stăm în fața Mării Roșii și apare impedimentul, suferința, din spate veneau faraon cu asta egipteană împotriva lor. De ce ne-ai adus aici? Ca să murim aici în ecați. Iată, prima dată când apare drama, necazul, este reacția de revolt. De ce, Doamne? Unde ești tu, Doamne, acum când eu sufăr? Când eu plâng, când simt că îmi pierd mintea din loc din cauza durerilor. Iată că revolta este prima reacție. Te revolți pe Dumnezeu, te revolți împotriva celorlalți oameni. Spiritul tău răzvrătit, reacțiile tale de nemulțumire se răsfrângă asupra celor din familia ta. Tu ești de vină pentru că. Și apare revolta împotriva oamenilor. Ba chiar ești revoltat cu tine sus, certat permanent cu tine, pentru că primul pas pe care trebuie să-l faci este să accepti că Dumnezeu conduce destinele Universului și că tu ești doar un punct în Univers și că și dacă te-ai revolta împotriva lui Dumnezeu, ce ai rezolva? Și asta se face că eram în urmă cu 2 ani de zile în județul Arad, într-unul din orașele județului Arad și predicam Evanghelia Iar la final, pastorul m-a oprit și a zis: Este un domn aici care zilele trecute și-a mormântat soția mâncată de cancer de numai 46 de ani, lăsând destul de mulți copii în urmă, și te-a rugat dacă mâine dimineață ai plăcerea să vii să servești cu el cafea. Și i-am spus, cu siguranță voi veni. Am stat de vorbă cu dânsul și un om, ce să mai, milionar, milionar în euro, casă de câteva milioane de euro. Am intrat la dânsul în casă, am stat de vorbă cu el, și printre altele, el îmi spunea asta. Nu înțeleg de ce Dumnezeu a trebuit la 46 de ani să-mi ia soția, să rămân singur, eu și copiii mei. Am putut vedea revolta din inima lui. Și mi-a mărturisit printre altele că el nu mai vrea să vină la biserică, că el nu mai vrea să slujească pe Dumnezeu. Și am spus, dumneata crezi că dacă te vei revolta împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu va pierde ceva? Dumnezeu nu va pierde nimic, dar dumneata vi pierde totul. Singura soluție este să roși pe Dumnezeu, să-ți dea puterea să mergi mai departe, să poți ajunge și dumneata în cer, acolo unde a fost soția dumneata care s-a luptat să trească într-o neprigănire. De aceea, soluția nu este revolta. Vreau să subliniez aici, deși îmi propusă mai târziu, că cele mai corecte rugăciuni când apare necazul și durerea, nu este să te cerți cu Dumnezeu și să te revolți împotriva lui Dumnezeu. Și aș recomanda câteva tipuri de rugăciuni pe care să le facem când trecem prin momente de dramă. Primul fel de rugăciune ar fi acest. Doamne, dăm înțelepciunea de a vedea suferința cu ochii tăi. Este cel mai înțelept mod de a te ruga. Uitați-vă, de pildă, în Iacov, în capitolul 1, ca să vedeți, dumneavoastră, care este legătura dintre înțelepciune și suferință. Frații mei, să priviți că o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și auziți versetul 5. Pare că sunt două construcții care n-au nicio legătură una cu cealaltă. Dacă vreunia dintre voi lipsește înțelepciunea, ce să fac? Zice stare. Să o ceară de la Domnul. Bun, dar mai devreme ai vorbit despre încercare, acum am vorbit despre înțelepciune. Sar de la Ana la Caiafa? Nu. Știți care este noima acestor versete? Încercarea este strict legată de înțelepciune. Așa că un mod înțelept de a te ruga este acesta. Doamne, acum când trec prin încercarea aceasta, dăm mi înțelepciunea de a vedea suferința. De aceea ce să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări. Să înțeleg cum vezi cazul și suferința mea și văzând-o prin ochii tăi, inima mea să se poată liniști și să pot îndeplini scopul pentru care m-ai adus aici. Un al doilea mod corect de a ne ruga este acesta. Doamne, dăm puterea ca în încercarea prin care trec să fiu maleabil. Ca Tu să desăvârșești în mine ce mai e de desăvârșit. Iar o a treia rugăciune corectă ar fi aceasta, Dureros de corectă. Doamne, dacă vrei prin încercarea aceasta, prin care trec, să zicem o cauză de boală, să mă vindeci, te rog, vindecă-mă ca să se proslăvească numele tău. Dar dacă nu alegi să mă vindeci, eu, Doamne, dăm puterea ca prin suferința prin care trec, chiar dacă nu se vindecă, să-mi dai puterea de a o duce cu bine ca numele tău să fie proslăvit. Acestea sunt Rugăciunile corecte pe care trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu atunci când trecem prin felurite necazuri. Nu te certa cu Dumnezeu, nu te revolta și iată că reacțiile nu se opresc doar la atât. O a doua reacție pe care am observat-o când omul trece prin necaz, pe lângă revoltă, este răzbunarea pe Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Voi lupta împotriva lui Dumnezeu. Așa se face că. Cel despre care am pomenit mai devreme, Charles Darwin, biolog, geolog, știți că omul ăsta venea dintr-o familie creștină? El însuși a fost creștin. Până în momentul în care fata lui moare, prematur, fa pentru care refuză să mai creadă în Dumnezeu și a zis Dumnezeu nu există, de aceea și elaborat teoria evoluționistă prin care a spus noi suntem produsul evoluției și că stră, stră, stră bunicii noștri ar fi niște maimuțe și că de fapt nu există Dumnezeu și toată asta a fost vehiculată în conștiința omului de rând și au zis el, ca și Da Vinci de altă dată, care ați văzut, ați văzut codul lui Da Vinci, care ați auzit de el, zice, domne, zice, mari împărați ai lumii din primele popoare au încercat să insufle ideea de Dumnezeu în mintea subalterilor ca să inspire ideea de frică și să asculte, să se supună dar de fapt nu există Dumnezeu. Și uitați-vă, dragii mei, că Darwin a ajuns să creadă lucrul ăsta într-un spirit vindicativ de a se răzbuna pe Dumnezeu. Într-o statistică care a fost lansată, s-a spus că foarte mulți oameni care trec prin suferință l-ar întreba pe Dumnezeu de ce există atâta suferință în lume. Bart Ehrman a absolvit Institutul Teologic Moody din Chicago, dar din cauza suferinței părăsește credința creștină. Karl Marx vă sună cunoscut? 1818-1883. A fost creștin. Dar cu timpul a devenit un ateu. A elaborat tot felul de teorii nocive, antiscripturale. A propagat curentul de gândire fără clase sociale. A fost promotorul comunismului. Două ofice și un genere s-au sinucis. Comunismul este invenția lui Karl Marx. Sigmund Freud, părintele Psianalizei 1856-1939, un evreu austriac, medic neuropsiatru, fondator al Școlii uh, psihologice de psihanaliză. Omul ăsta a fost puternic influențat de sistemul de gândire a lui Arthur Schopenhauer, care a fost un ateu, luptând și el împotriva lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că omul ăsta a fost un ateu care a luptat împotriva credinței creștine, răzbunare pe Dumnezeu. Haideți să vedeți cum arată viața unui ateu care se răzbună pe Dumnezeu, dependent de cocaină, relații reprobabile cu cumnată sa, zeci de trabucuri fuma pe zi, a murit din cauza heroinei prin eutanasiere. Știți ce înseamnă asta? A zis, viața a devenit insuportabilă pentru mine. Vedeți? Cum reacționează un ateu la suferință? Se răzbună pe Dumnezeu, se răzbună pe viață, dezvoltă dependențe, și chiar ajunge să sfârșească prin sinucidere sau prin tot felul de drame din punct de vedere spiritual și moral. O a treia reacție pe care am văzut-o, dragii mei, în urma suferinței este resemnarea sau descurajarea. Nu doar că te răzvrătești, nu doar că te răzbun pe Dumnezeu, resemnarea. Nu mă răzbun pe Dumnezeu, nu mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, dar sunt descurajat. Mă resemnez cu dramele prin care trec, și ți se fură energia și puterea de a-L mai sluji cu inimă și cu pasiune pe Domnul. Toate astea fac parte din circuitul psiemoțional emoțional prin care omul poate trece la un moment dat sau chiar poate să rămână instalat acolo. Mă resemnez? Viața nu merită trăită în felul ăsta? De ce să alerg atât de mult pentru Dumnezeu? Oare suntem niște pioni pe tabla de șac a vieții acestea? Cineva arbitrar își bate joc de noi? Sunt grămadă de oameni care au căzut în capcana descurajării și a resemnării. Dar există și un al patrulea mod prin care poți întâmpina suferință. Când treci prin drame și prin suferință, să te rogi, exact după cum ți-am indicat mai devreme, în lumina Sfintei Scripturi, să ceri ajutor de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt și de la Domnul Isus Hristos. Și Dumnezeu îți va da puterea să mergi mai departe. Exact același lucru l-am făcut și noi în ultima zi, când era propriu zis slujba de mormântare și am știut că în câteva ceasuri mama va pleca de aici și va fi depus trupul neînsuflețit al ei la 2 metri sub pământ. Am observat că toți am început să plângem chiar înainte de a începe slujba și ne să seama că era pentru ultima dată. Apoi ne-am strâns cu toți de mâini, toți frații, și am zis, acum hai să ne rugăm mai tare ca niciodată, ca Dumnezeu să ne întărească. Și am simțit că Dumnezeu ne-a întărit. Și credem că El o va face și pe mai departe. Victor Frankl, părintele logoterapiei, ați auzit de el. 1905-1997 am mai povestit eu în diverse predici despre el. Evreu austriac. Una din celebrele cărți, omul în căutarea sensului vieții, a supraviețuit la patru lagăre de concentrare naziste educa la Viena, a fundat centre de consiliere, neurolog, psiholog, este fondatorul celei de a treia școală din Viena de psihoterapie. După părintele psihanalizei Sigmund Freud și psihologul pe partea de psihologie individuală Alfred Adler, el este unul din cei mai proeminenți uh, oameni uh, specializați în domeniul ăsta. Între 1942-1945, prizonier în lagăre de concentrare naziste din Auschwitz și Dacau, i-au fost uciși părinții. Fiți atenți! Fratele i-a fost ucis, soția i-a fost ucisă, copiii toți au fost uciși. Și cu toate astea, a ales să creadă în Dumnezeu. Și spunea el că. Suferința minus sens înseamnă disperare. Dacă nu înțelegi un sens în suferința ta, pentru că adevăratul sens al suferinței nu-l vom înțelege pe pământ, dar măcar un înțeles, un sens, din marele sens absolut pe care-l are Dumnezeu în atot cunoașterea sa, măcar unul dintre sensuri să-l înțelegem și noi. Nici eu n-a înțeles tot sensul și planul lui Dumnezeu pentru el, dar măcar ceva a înțeles. Că el trebuie să se zmerească să spună, Doamne, urechea mea a auzit să vorbim despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Dragii mei, vreau să vă citesc ceva despre ce a spus Victor Frankl, care m-a mișcat. Când a fost întrebat care este sensul vieții lui, el a zis așa, sensul vieții mele este să ajut pe cât mai mulți oameni să-și înțeleagă sensul lor. Noi, zicea el, care am trăit în lagărele de concentrare, ne amintim de acei oameni care, trecând din baracă în baracă, își dăreau ultima lor bucată de pâine. Au fost puțini la număr. Dar, zice, îndeajuns de mulți pentru a devedi că totul în viață îți poate fi luat. Îți poate fi luată soția, copiii, pruncii, sănătatea, libertatea, pâinea de la gură, dar ultima dintre libertăți nu îți poate fi luat. Aceea de a alege atitudinea într-un anumit set de circunstanți de a-ți alege, alege propriul mod de a fi. Într-o zi, în fluture, într un fluture într-un cocon a apărut o mică gaură, un mic orificiu. Un om din întâmplare a trecut pe acolo și a observat încercarea obsesivă a fluturelui de a ieși din acel mic orificiu. După multe încercări, părea că fluturele s-a resemnat și a abandonat lupta. Așa că omul, binevoitor, a ales să-l ajute. A luat un cuțit și a deschis orificiul coconului de așa manieră încât să poată ieși. Uimitor, fluturele a ieșit imediat, dar acest fluture n-a putut să zboare niciodată. S-a tărât pe pământ. De ce? Deși omul a avut intenția bună să ajute fluturele, n-a înțeles că trecerea prin acel orificiu strâmt era de fapt efortul necesar de care fluturile avea nevoie să trimită lichidul din corpul său către aripi pentru a putea zbura. Durerea face zborul mai înalt. De aceea, ori de câte ori, trecem prin momente de dramă și de durere, Dumnezeu vrea să opereze și să lucreze ceva în noi. Acum, ați observat dumneavoastră că oamenii reacționează diferit la, la suferinți. V-am vorbit despre Sigmund Freud, chiar și despre Albert Einstein, care deși a spus că există o cauză care a creat Universul ăsta a refuzat să aibă o relație personală cu Dumnezeu, tocmai din cauza suferinței și mulți alți ca Charles Darwin, David Hume. Mă gândeam la cel care Harold Kushner care a scris cred că prima carte despre dacă Dumnezeu este bun de ce există atât rău în lumea asta și Victor Frankl care de pildă a trecut prin atâta suferință, mai mare decât a tuturor celorlalți aș putea spune eu într o analiză extrem de subiectivă și grăbită dar care totuși a ales să rămână în picioare și să creadă în Dumnezeu. Iov! Cine a fost mai încercat ca Iov în istoria acestei lumi? Și cu toate astea, el a rămas în picioare și a zis, cum primim binele? Să primim și răul de la Dumnezeu, indiferent ce am înțelege prin forma răului respectiv. Iată, dragii mei, că oamenii reacționează diferit la suferință. Cât de diferit? Și iată care este răspunsul meu. Atât de diferit, cât de diferiți suntem noi în ce am strâns până în momentul de încercare. Ați aprins vreodată un foc? Ați luat două, trei lemne, ați dat drumul la foc și a venit vântul. Și când a venit vântul, ce a făcut cu focul ăla? L-a stins. Dar dacă ați luat un braț puternic de zeci de lemne și ați aprins un foc mai mare și a bătut vânt, uimitor, în loc să stingă focul, l-a aprins mai tare. Mai tare s-a antețit focul. Vreau să vă spun că cine a fost aproape de Dumnezeu, până în momentul de suferință, prin suferință și post-suferință, va fi mai aprins pentru Domnul, mai pasionat pentru Domnul. Trebuie să admitem că este o perioadă în care există o refacere repsie emoțională, că omul mai înainte de a fi sfânt e om. Și există o luptă interioară, dar cu toate astea, cel care a strâns cu Dumnezeu va rămâne în picioare. Așa se face când cântarea Cântărilor în capitolul 4, versetul 16, înțeleptul Solomon spunea, Scoală-te, crivățule, vino vântule de miază zi, suflați peste grădina mea ca să picure mirosurile din ea. Când se vede adevărata mireasma omului credincios? Când vine vântul și crivățul. El rămâne lipit de Dumnezeu și în cele mai grele momente de durere va face ce a să facă cel mai bine toată viața lui. Se va ruga, va posti, se va ruga lui Dumnezeu și va cere ajutor și va continua să vorbească despre Dumnezeu. Doamne de neputere și Doamne de netărie. Care este rădăcina suferinței? De unde izvorăsc dramele, suferințele și răul în lumea asta? Sigur că atunci când vorbim despre ideea de rău, el este foarte variat și ca sens. Putem vorbi despre un rău moral, holocaustul, violuri, crime, tot ce se întâmplă în lumea asta, expresia ale răului moral. Apoi este răul fizic, boli care survin în trupul nostru. Apoi există răul natural, calamități, inundații, cu tremure, trăsnete, etc. Răspunsul general al creștinilor este acesta. Răul, în general, izvorăște din liberul arbitru a ființelor pe care Dumnezeu le-a creat. Și azi se face că da, creația angelică, nu? De la Lucifer, fiind creat cu liberul arbitru, a ales să nu asculte de Dumnezeu și să vrea să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și a luptat împotriva binelui, împotriva lui Dumnezeu. Ar fi putut cineva să spună, n-ar fi putut Dumnezeu să ne creeze pe toți setați să facem bine și să slujim bine lui și să nu existe în noi ideea de rău? Ar fi putut, că e toată puternic. Dar vreau să vă spun că nu există dragoste mai mare în lumea asta decât să-i dai cuiva liberul arbitru. Pentru că dacă noi proclamăm că Dumnezeu este bun, ca expresia bunătății sale, înseamnă și faptul că Dumnezeu ne-a născut cu liberul arbitru. Să putem să alegem să slujim pe El. Că dacă ne-ar fi creat niște roboți, n-ar fi avut nicio satisfacție că toți am jucat după un plan prestabilit de Dumnezeu. Ca de exemplu, cineva a luat o agrafă mai mare, dintr-un metal, și fiind foarte puternic, un culturist, i s-a spus, fă te rog, un pătrat. Și pentru care mușchi a făcut un pătrat. Apoi a zis, încearcă să faci un cerc. A luat și a făcut aproape un cerc. Din el, semăna acel. cerc. Și apoi îi zice ăsta, te rog, fă un cerc pătrat. Nu să rămâne blocat. Cum adică să fac un cerc pătrat? Este un nonsens. Este ilogic. Unde era problema? N-avea putere suficientă? Nu. N-avea noi măcerință. A cere oamenii lui Dumnezeu să oprească răul este un nonsens, fiindcă Dumnezeu ar însemna să atenteze la creația sa și la opera pe care a făcut-o, intrând în liberul arbitru al omului cu care Dumnezeu a înzestrat și nobilat ființa umană. Și noi îi spunem, Doamne, te rog, oprește răul. Și când spui asta, în primul rând, a trebuit ca Dumnezeu să te oprească pe tine să te extermine pe tine, că fiecare dintre noi purtăm măsura răului în noi și am purtat măsura răului în noi, într-o formă mai mică sau mai mare. Deci, raționamentul că a tot lui Dumnezeu ar intra în conflict cu faptul că nu poate să oprească răul în lumea asta, este un nonsens pentru că nu-l poți obliga pe Dumnezeu să facă ceva împotriva caracterului și naturii sale și a operei sale să faci un cerc pătrat. Să intri în voința liberă a omului, să dai de pământ că Dumnezeu folosește circumstanțe. Dumnezeu îți vorbește prin diferite mijloace. Dar, dragii mei, răspunsul trebuie să vină de la noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, Eu 3 cu 16, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, să aibă viață veșnică și că toate astea o grămadă de oameni pier în fundul iadului. Nu pentru că Dumnezeu nu este bun, nu pentru că Dumnezeu nu ne-a lăsat oferta mântuitoare, ba da, tocmai pentru că este bun, a făcut tot efortul necesar pentru noi ca să scăpăm de rău, ca să scăpăm de suferință. Iar uneori Dumnezeu nu oprește acum răul, este pentru că răul poate deveni un bine. Dacă Dumnezeu există, vorba unui profesor universitar ateu să mă trăznească în 5 minute. Și toți așteptau, bă, îl trăznește Dumnezeu. Nu. Că știa Dumnezeu că peste 20 de ani se va pocăi și va deveni un mare apologet care va lupta pentru apărarea credinței creștine. Grăul în dimensiunea lui Dumnezeu. Și dacă a fost păcătos și neghină, metaforic vorbind, el poate să se întoarcă la Dumnezeu. De ce uneori Dumnezeu nu oprește răul acum? Nu omoară pe maică ta care fumează două pachete de zigări ca locomotiva, care a divorțat. Nu-l nenorocește pe că tu care și-a abandonat pruncii pentru că și tai că tu poate într-o zi să devină grâu. Și uneori Dumnezeu nu oprește răul pentru că răul poate deveni bine. Pentru că necredinciosul poate deveni credincios. Pentru că C.S. lui, care 31 de ani a fost un ateu convins, luptând împotriva lui Dumnezeu, după 31 de ani întreaga lui inteligență și resursele și le-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a fost unul din cei mai proeminenți și ilustre și logice și coerente minți, care a scris primarele centru universitare apărând credința creștină, cine putea vedea, vedea tabloul ăsta? La 25 de ani ar fi spus este un rebut al societății, să-l Dumnezeu! și mureau sfinți, dar nu murea ateul ăsta. Păi da, nu murea, că ateul trebuia să devină creștin, să devină o mare apărător al credinței creștine. Unii ori Dumnezeu nu oprește răul, pentru că răul poate deveni bine. Bun. Unii ori Dumnezeu nu oprește răul datorită interconectării dintre bine și rău. Nu ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu neghina. Unii ori Dumnezeu nu-l omoară pe pruncul tău care trăiește în fapte reprobabile pentru tine, mamă, că ar ști că ți-ar distruge inima și postul și rugăciunea ta mai înseamnă ceva la Dumnezeu pentru el. Și mulți n-au murit în accidente de mașină, cum mai există o mamă care se roagă. Doamne, dă minte în cap! Doamne, mai cercetează Mai cercetează! Și uneori, Dumnezeu nu oprește răul, pentru că grâul este interconectat cu răul. Și Dumnezeu, datorită ție grâule care te mai rogi și postești, mai are o măsură de așteptare, de har, de îngăduință, de concesie pentru astfel de oameni. Sigur că cât e ceasul? Îi în regulă, nu mai ai nevoie, m-am uitat acum. Caracteristicile unui aparent rău poate sluji unui mare bine. Știți care a fost cel mai mare rău în universul acesta? Deicidu. Omorârea lui Iisus Hristos. Cea mai bună ființă de pe pământ a murcat-o pe cruce și am omorât. Părea cel mai mare rău din lume, corect? Să omor pe cel mai bun e cel mai mare rău. Dar a cel mai mare bine. Că un rău fizic, un rău natural, poate sluji unui mai mare bine moral. Așa se face, dragii mei, că Dumnezeu uneori îngăduie răul. Deși răul ăsta pare că e rău, va sluji unui mare bine. Și vreau, de exemplu, să luăm câteva aspecte punctual. Trăsnetul. Îi rău să ai bun? E vreau să vă spun că trăsnetul poate să omoare un om. Corect? Dar trăsnetul în sine nu-i nici bun, nici rău. E un fenomen fizic. Efectele lui sunt discutabile. Spuneam. Prin trăsnet, azotul din atmosferă este divizat și se formează oxizi de azot care sunt asimilabile pentru plante și pentru lanțul nutritiv al omului. Dar în același timp poate să și omoare. Cu tremurul. E o plăcilor tectonice prin aceste mișcări a plăcilor tectonice, de fapt, o serie de, elemente ies din magmă și multe minerale, microelemente sunt necesare pentru ca omul să poată supraviețui pe, pământul acest. Ploaia e rea sau bună? Păi poate fi rea dacă creează inundație, dar ce bine poate fi pentru agricultorul care a semănat sămânța să vină ploaia. Iată, dragii mei, că sunt elemente care sunt discutabile. Augustin, fericitul Augustin, zicea că răul este o lacună, este o absență a binelui. Părerea mea este că răul este o pervertire a binelui și eu nu cunosc în lumea asta un om care să facă rău de dragul răului. Cunosc oameni care să facă bine de dragul binelui. Iată că răul nu este pe de-a precum este binele. De ce? Pentru că n-am văzut om care să facă rău de dragul răului. Am văzut om care a făcut rău pentru că, de exemplu, a vrut să dăbândească faimă, bani, bogății, dar nu de dragul răului și de dragul banului sau a, a diferitor lucruri. Banul în sine, resursele materiale, nu sunt un rău, sunt elemente neutre. Mijloacele prin care a încercat să ajungă acolo au fost rele. Iată că răul nu este într-un deplin sens. Dar acum vă pun și eu o întrebare. Stimați atei, voi sau agnostici, care ziceți că voi reușiți să fiți extrem de moral și bun. Și fără Dumnezeu și fără de o etică creștină și fără de a crede vreodată în existența lui Dumnezeu și a valorilor iudeo-creștine. După care lucruri vă ghidați dumneavoastră în viață să spuneți că un lucru e bun sau e rău? Ce credeți că ne-aș răspunde aceștia? când dumneavoastră vă certați cu nea Ion sau Vasile și ziceți am dreptat, celălalt zice n-am dreptat, care este legea care trebuie să intervină ca o terță persoană între ghilimele, funcție de care dumneavoastră vă raportați că este drept sau este nedrept, obiectul conflictului dumneavoastră. Toți lui s-a afirmat Că noi nu putem declara că o linie este strâmbă decât dacă în prealabil știm cum există o linie dreaptă. Eu nu pot spune că o țeavă este ruginită decât dacă mai întâi am văzut cum este o țeavă neruginită. Eu nu pot spune că un ban este fals decât dacă mai înainte am văzut cum arată originalul acelei bacnote. E, vreau să vă spun că aici este dilema. Pe care mulți dintre aceia care se cred oameni de știință, atei nu o înțeleg. Când ei spun, eu stau de vorbă cu unii dintre ei și le spun așa, domne, e rău să omor pe cineva, e rău să păgăbești, și sigur că e rău. Și cine ți-a spus ei că e rău? Trebuie să ai o lege standard, un sistem de referință comparativ la care te raportezi. Ori vreau să vă spun că, dragii mei, există binele la care noi ne raportăm și acest bine este Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta, creatorul tuturor lucrurilor, demiurgul tuturor lucrurilor, ne-a creat și pe noi și a pus în noi o lege morală naturală. Asta nu știu ateii. Ei cred că noi numim bine sau rău diferite infracțiuni, da, abuzurile, tâlhăriile, domnule Zrele, pentru că sunt rezultatul unor convenții sociale încă din cele mai vechi timpuri până astăzi și noi am făcut niște convenții și am zis asta e bună, nu e adevărat. S-a făcut, chiar uite, asta nu mi-am propus să o zic, s-a făcut o investigație pe niște prunci nou născuți de câteva luni de zile. Un iepuraș rău, care făcea rău, și un iepuraș bun. Și au fost puși câțiva prunci aproape de acest iepuraș. Spre cine credeți că a fost mai înclinat copilașul să meargă și să le ia în braț? Spre iepurașul bun. Apoi a zis, schimbăm vestimentația și culorile, că poate pruncii sunt influențați de culoare. Să vedem dacă speța noastră și obiectul nostru de studiu își are relevanța. Și uimitor, copilul s-a dus tot spre purașul bun. Pentru că bine ne atrage ca un magnet. Adevărul, dreptatea, bunătatea, dragostea. Dumneavoastră a văzut vreodată vreun om să fugă de bine? Să fugă de iubire? să fugă de adevăr, de dreptate, de bunătate, niciodată. Noi fugim de rău. Zice, toți m-au părăsit. Ai făcut o declarație despre tine. Nu vorbim despre cazul lui Pavel. Când l-au părăsit din dragoste de lume. Pentru că nu mai iubeau pe Dumnezeu și principiile sfinte ale lui Dumnezeu. Dar nimeni nu fuge de un om bun. Ei ne atrag ca un magnet oamenii buni. Toți, în schimb, fugim de rău. Și a zis cineva, nu, poate că distanța geografică, dacă noi apropiem iepurașul uh, rău de copil, poate că el a ales după distanță, nu după culoare, nu după bine sau rău, ci după distanță. că Era mai aproape și a fost mai la îndemână. Bă, și așa s-a încercat. Și a văzut că noi suntem creați să alergăm după bine. Numai că omul îndepărtându-se de Dumnezeu și acceptând păcatul, încearcă ulterior să justifice conștiința. Nu vine să spună, nu există o instanță morală supremă care să-i dau socoteală ca el să poată trăi în tot felul de păcate. Pentru că în Biblie spune în Matei capitolul 5: fericiți cei cu inima curată, căci numai ei vor vedea pe Dumnezeu. N-am văzut Ateu, din câte am analizat eu în istorie, ce te-ați văzut dumneavoastră, dar cele trei secole de perioadă iluministă, secolul 17, 18, 19, chiar studiam zilele trecute viața lui Arthur Schopenhauer, un, un ateu care a influențat multe sisteme de gândire. Și vreau să văd, pă, ce tabieturi are. El îi puneam la zilele trecute, mergeam cu el spre o evanghelizare. Nu, la un serviciu de privechi. Am fost uh, uh, vineri la, spre Ploiești și vorbeam cu el despre bă, ce tabieturi avea. Și am putut să văd în treaba asta o grămadă de conflicte de ordin moral care se zbăteau în el. Pentru că cel care îți dă pace, cel care sfințește viața, cel care aduce armonie în sufletul tău, cu tine, cu Universul și cu Dumnezeu, este Isus Hristos Domnul, glorificat să fie numele Lui. De aceea, dragii mei, nimic nu se compară cu bucuria de a trăi pentru Dumnezeu. Spunea Ana Haz: fericirea fără de Dumnezeu este o floare artificială. Ea imită adevărata fericire, dar nu are viață. Eu, de exemplu, dacă fabricatorul unei mașini și am făcut-o să meargă pe, pe, pe motorină, ea nu poate funcționa pe altceva decât pe motorină. Dumnezeu ne-a creat pe noi să nu putem funcționa altfel în parametrii optim ca oameni și ca ființe eterne de după moartea asta, decât dacă îl avem pe Isus Hristos în inima noastră. E numele unui actor, nu știu ce, ce etnie e asta, uh, unui actor renumit, am citit asta mi-a trimis cineva un link cu știrea, uh, celebru, poate unul din cei mai celebri cântăreți la nivel mondial. Am, asta o știți cu toții. Nu promovăm muzică necreștină, dar se aude la radio, la Kaufland, peste tot. A compus celebra melodie Despacito. De, de trebuie să o, auziți. Nu știu numele autorului, fa pentru care vedeți că n-am cultură în zona asta. Dar omul ăsta, zilele trecute, a avut ultimul concert și a zis, eu de astăzi îmi dau demis. Un om care e pe culmine succesului și a zis, N-am găsit pe cele mai înalte culme ale succesului, cu milioane de euro, cu toți banii, cu vedetismul, cu lumea plecată la picioarele lui. N-am găsit fericirea. Și fericirea mea mi-am găsit-o doar în brațele lui Dumnezeu. Și omul ăsta acum a renunțat la o carieră de succes cu sute de milioane de euro ca să se întoarcă la Dumnezeul cel adevărat. Și unii pentru trei lei, pentru 200 de mii de euro, pentru milion de euro, renunță la Dumnezeu, alții pentru o până mai bună. Lasă că nu mănânci cu zece guri, ți o dat Dumnezeu. E, dragii mei, vreau să vă spun în această zi, pe oamenii și a Dumnezeu într-o zi îi va pune în fața noastră. Dumnezeu să ne trezească și Dumnezeu să ne dea gândul cel bun. Are răul existență de sine stătătoare la ora actuală, da sau nu? Ce ziceți? Categoric da. Răul poate veni de la noi. Neglijența limitelor naturale poate fi explicația unor dezastre naturale. Omul cu mâna lui a putut crea anumite pagube. Poate Dumnezeu îngăduie anumite dezastre naturale din pricina unor cauze spirituale, păcatul, un semn al pedepsei. Uitați-vă, de exemplu, și la bolile fizice, lepra Mariei. Poate să te ducă până acolo la atacuri demonice și stăpâniri demonice și chinuri cumplite ca urmare a unei consecințe a păcatului tău. Poate să scrieze răul alt om, semenii, prietenii, familie, colegi și ei de lângă tine. Dar autorul cel mai mare a tuturor relelor din lumea asta este diavolul. Deci, noi nu credem sub aspectul acesta în principiu filozofic dualist pe care îl susțin zoroastriștii. E o religie. Nu intru în detalii despre acum. Care ei cred despre coexistența a două forțe în lumea asta, forța binelui și forța răului. Despre, de doi Dumnezeu, cred în doi Dumnezeu care luptă. De aceea există rău în lumea asta, pentru că între Dumnezeul binelui și Dumnezeul răului există luptă și nu mereu ies lucrurile câștigătoare pentru Dumnezeul binelui și iată de aceea și a Și Dumnezeul binelui se luptă să țină în armonie Universul acesta și câteodată mai dă lovitura și Dumnezeul răului. Nu credem în asta. Noi credem că există un Dumnezeu al binelui suveran, absolut. Care conduce Universul și uneori Dumnezeu îngăduie diavolului, celui rău, să creeze anumite lucruri, dar tot pentru binele nostru etern. Așa se face că în ultima parte vreau să vorbesc despre câteva rațiuni pentru suferința noastră. Cinci la număr. De ce Dumnezeu îngăduie suferința? De ce îngăduie Dumnezeu lucruri rele oamenilor buni? Cum auzim des întrebarea asta. Unde este Dumnezeu când sufă? Iată care este primul răspuns. Dumnezeu uneori îngăduie suferința pentru că are un plan mai măreț pentru viața ta. Slavă lui! Cazul Ana și Penina. O în fiecare zi. Femeia asta are ea, Penina pe Ana. Ana o sfântă evlavioasă, o femeie a rugăciunii. Și te uiți și zici, băi, ia uite mă, Ana nu are copii. Dar nenorocita asta care o chinie în fiecare zi are prunci. Unde, Doamne, dreptatea ta întreabă asta? Unde, Doamne, credincioșia ta? Credincioșia promisiunilor tale. Uite că Penina are copii și în fiecare. Știi ce înseamnă în cultură evrească să ne ai copii? Purtai un blestem. Dumnezeu te-a cu ceva. E un blestem, o ocară pe care o porți pe o ca femeie. nu e invers, o care o poartă femeile care nasc cât mai mulți copii. Pentru că cu cât ne îndepărtăm de Dumnezeu mai mult, cu cât deviem de la învățătura creștină. Te vede în cauflan cu șapte-opt copii după tine și bă, asta a luat o raznă. Dar dacă ai fi cu șapte-opt șapte, căței după tine, îți zice, te apreciez, te sponsorizăm din partea cuberului. Vreau să vă spun, dragii mei, că unii ori Dumnezeu îngăduie răul pentru care un plan mai mereți. Era un rău pentru Ana, an de zile să aștepte un prum și să nu vină. Dar Dumnezeu avea un plan mai măresc pentru Ana. Și care? Să vină în ziua în care să spună, Doamne, uite, dacă îmi dai pruncul ăsta, eu să-l dedic slujirii tale și o să-l pun la templu consacrându-l slujba ta. Și a zis, Doamne, ce-ai zis, Ana? Doamne, m-am rugat să îmi dai copii odată, doar de trei ai dat. Am auzit ce fac o promisiune. Dacă îmi dai un copil, îl dedic și îl pun la templu să facă lucrarea ta full-time. Și atunci Domnul a zis, nu, no, amu chiar acum lucrez la pântecele tău și voi zămizli un copil și Dumnezeu copilului a fost Samuel. Ea n-a știut de ce Dumnezeu întârzie răspunsul în dreptul ei. Doamne, nu ești drept cu mine. Asta o, 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 o atâța în fiecare zi, o înțepa și a plângea în fiecare zi și aștepta un răspuns de la Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, vreau să știi Ana, că eu am avut un plan mai mare pe, pentru tine. Ce slavă! Ce bucurie trebuie să fie în inima unei mame care după ce l-a înțărcat pe copil, probabil la vârsta de trei ani și ori, în fiecare an se ducea, îi dădea câte o haină făcută de mâinile ei frumos și îl îmbrăca și se ducea mereu la templu și îl vedea acolo. Mai întâi știți ce făcea? Bine ați venit la casa Domnului, copil 4-5 ani, deschidea ușile, știți, templului. Mai apoi Dumnezeu îl cheamă de la vârstă fragedă și aude vocea Domnului și în toată zona aceea s că Samuel este omul lui Dumnezeu. Ce bucurie trebuie să fie în inima unei mame când Samuel devine profet, judecător și cel mai preciat om din Israel, om cu care Dumnezeu vorbea, Dumnezeu a îngădit o vreme, un rău, pentru un plan mai măreț. Tot în planul acesta măreț al lui Dumnezeu a spune că Dumnezeu îngădie suferințele și asta este o nuanță a ideii, un derivat al ideii, Dumnezeu îngădie răul și suferința pentru că planul lui măreț este să-l descoperi scritorul, uite ca să nu ziceți că mare teolog sau creștin asumat, cum am fi noi, evanghelici, Lev Tolstoi a spus așa, 90% din oameni prin suferință au putut să-L descopere, să creadă în Dumnezeu și să devină mai buni și mai înțelepți. De aceea, vreau să vă spun, dragii mei, Că uneori, prin suferință, Dumnezeu ni s-a descoperit. Mulți dintre dumneavoastră n-ați venit la Dumnezeu de, de dragul binelui, pentru că ați avut suferințe. Și prin suferințele acelea, Dumnezeu vi s-a descoperit. Dumnezeu poate folosi suferința uneori ca să-l descoperi. Și asta se face că, la o seară de evangelizare mare de câteva mii de oameni, a venit o doamnă ortodoxă, trecută de 60 de ani. Și mi-a spus așa, vreau să-mi spuneți dumneavoastră de ce Dumnezeu a îngăduit ca săptămâna trecută să-mi îngrop fata mâncată de cancer și să rămână nepoata mea, fata ei, la vârsta de șase-șapte anișori, singură. Și chiar și la seara asta de evangelizare a început să plângă și i-am făcut semn să facă liniște pentru că, zice ea, a zis, mi-e dor de mama. unde e mama mea? Copil de 6-7 ani, explică tu unde-i mama. Pui chei în pământ. Și plângea și spunea, mi-e dor de mama. spune unde-i mama. Și a ieșit în față și mi-a pus întrebarea asta, vreau să-mi spuneți dumneavoastră. Unde a fost Dumnezeu? Și de ce Dumnezeu a îngăduit ca fata mea, prematur, cred că la 30 ceva de ani, să plece din viața asta mâncată de cancer? Niciun studiu de teologie nu m-a învățat să dau un răspuns punctual pentru problema acelei femei. Și am zis și eu că trebuie să afirmăm, eu sunt limitat și finit în înțelegerea mea, stimată Doamnă. Dumnezeu este infinit. Dacă aș încerca într-o cutie numită mintea mea extrem de erudicționistă, simplă, simplistă și limitată, să-l introduc și să-l înglobesc pe Dumnezeu infinit, ar însemna o pretenție realmente absurdă. Eu nu pot înțelege, mai ales aplicat la cazul dumneavoastră. Nu vă cunosc istoricul, trecutul, nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit treaba asta. Că aș putea să spun alimentația, păcatul, las, nu știu, am zis, nu știu. Dar am zis și eu ca orice evanghelist. Dacă dumneavoastră nu treceați pe aici, probabil că n-ați fi venit la seara asta de evangelizare și Dumnezeu va invita prin suferință să-L descoperiți pe El, să aveți o relație personală cu El. Dar un singur lucru trebuie să știu, să mă rog pentru dumneavoastră. Îmi dați voi să mă rog pentru dumneavoastră. A început într-un plâns femeia și a zis, vă rog, domnule pastor, rugați-vă pentru mine. Să-mi dea Dumnezeu puterea să trec prin dramele astea. M-am rugat pentru ea. M-am îmbrățișat în stilul ei și a zis, vă mulțumesc, părinte, că v-ați rugat pentru mine. A spus, Dumnezeu să fie cu dumneavoastră și Dumnezeu să vă țină tare pe calea credinței. E frații mei și surorile mele. Dumnezeu uneori îngăduie răul pentru că are un plan mai mare. Unii ori să nască un Samuel, alte ori să-l descoperi personal pe Dumnezeu. Și prin suferință mulți oameni l-au văzut pe Dumnezeu. Pe alea cimitirului, în secția de oncologie, în spatele marilor drame când ce mai bun prieten i-a părăsit, Dumnezeu li s-a descoperit. A doua rațiune pentru care Dumnezeu îngăduie răul, am numit acest principiu, principiul prevenției divine. Dumnezeu îngăduie o anumită suferință, ca să te prevină de la un anumit rău. Indiferent care ar însemna răul ăla. Mai ales răul moral. Cazul Pavel este cel mai proeminent. 2 Corinteni, capitolul 12. Ți-am lăsat sepușul Pavel nu în scop corectiv și în scop preventiv, ca nu cumva. Fiind sănătos, datorită slavei, strălucirii, revelațiilor pe care le-ai avut, ce să faci? Să te mândrești în inima ta. Și Domnul îngădie uneori astfel de drame, țepuși, boală, ca să te prevină de la un rău moral. Pentru că uneori, un aparent rău fizic, poate sluji unui mai mare bine moral. Și Dumnezeu întotdeauna este atent la binele moral și la binele nostru sufletesc. Trei. A treia rațiune pentru care Dumnezeu îngăduie unior răul, suferința, este principiul prelucrării divine. Dumnezeu mai are ceva de desăvârșit în noi. Iacov 1 a spus foarte clar, am citit mai devreme, ca să desăvârșească noi. Ce mai are de desăvârșit? Dumnezeu a îngăduit în dreptul lui Petru cernerea ca să curețe pleava care mai era în el. Să credea grozav și la moarte merg cu tine. În cernerea a văzut și cam cine este și cam cât poate. Și a trecut prin cernere ca Dumnezeu să-i curețe pleava impulsivității, pleava aroganței, Pleava inflexibilității, pleava mândriei și câte pleve nu se lipește de sufletul nostru. Dumnezeu ne prelucrează. Cazul Iov, Dumnezeu îl prelucrează pe Iov, dobândit și ultima, avea patru mari calități morale descrise în Iov 1 și în 42 mai dobândești o calitate și anume smerenia. Nu te mai întreb, Doamne, nu mă mai cer cu tine, nu te mai rog interogații și pur și simplu vreau să spun atât. Mi-e scârbă de mine. No, a muzicii mai dezvoltat o latură, smerenia. În al patrulea rând, a patra rațiune pentru care Dumnezeu îngăduie răul e ca Dumnezeu să-și proslăvească numele, transformând răul în bine. Unii ori face Dumnezeu treaba asta. Așa se face că unele cazuri de cancer sunt vindecate, iar altele nu. Uneori, oameni paralizați sunt vindecați, iar alții nu. Uneori, morții sunt aduși la viață, iar alte ori nu. Ioan capitolul 9, versetul 3. Tu te-ai născut ca în tine să vadă lucrările lui Dumnezeu, orbule. Și Domnul de vedere orbului. Și în final, în al cincilea rând, și lucrul ăsta l-am înțeles mult mai târziu, Dumnezeu poate îngădui suferința ca omul care trece prin suferință, deci suferindul, să poată slujească drept pildă și mărturie pentru Dumnezeu. Genesa 22, cazul Avram, când este jerfit fiul său, slujește drept pildă și învățătură pentru noi că a iubit mai mult pe Dumnezeu decât pe Fiul Său și lucrul acestei lumi. Dragii mei, acum, apropiindu-mă de încheiere, de concluzie, vreau să vă spun că uneori Dumnezeu Dumnezeu îngăduie o suferință, o dramă sau un rău, tocmai din această rațiune. Am zice, Doamne, de ce nu vinde suferința din trupul meu? Credeți că nu o poate face? Categoric da. Uneori ea poate fi o consecință a sfidării legilor naturale. Alteori ea poate fi o consecință a unui păcat din viața noastră sau mai multe păcate. Dar uneori Dumnezeu nu vindecă boala noastră, deși ar putea la un singur cuvânt să o fac. De ce? Ca dumneata să slujești de mărturie drept pildă în ziua judecății, când altul pentru o durere de măseală a înjurat pe Dumnezeu, Dumneata să fii ridicată în tribună, să spui tu ce probleme ai avut în viață. Eu zice, toată viața mi-am făcut insulină, am avut reumatism, artrită, cancer, boli și l-am slujit și l-am iubit pe Dumnezeu până la capăt. Zice, cum asta a putut și dumneata nu? Și Dumnezeu pe unii oameni va folosi de mărturie. Asta am înțeles eu, de exemplu, cazul fratului Sergiu Nichescu fără mâini. N-ar putea Dumnezeu să-i dea mâini? Ba da, dar oameni ca și el sunt folosiți de mărturie, de, de pildă în ziua judecății la fără mâini, mă slujește pe mine. Și tu cu mâini, cu mâinile tale ții țigara în mână. Ții pachetul de Marlboro, ții parul de Bergambir. Cu mâna ta îți lovești nevasta, cu mâna ta furi și semnezi acte false. Iar altul ar avea mâini și cu mâinile dacă le-ar avea ar ridicat -le spre cer și l-ar înălța pe Dumnezeu. Iar tu ai mâini și în loc să faci binele, faci rău altul fără mâini face bine și glorifică și laudă pe Dumnezeu și merge peste tot. Nu să se plângă, nu să bage lumea în depresie și să îl slujească oamenii pe Dumnezeu, spunându-i că merită să slujești pe Dumnezeu, înțelegând scopul și sensul pentru care treci pe aici. Și că îmi doresc în această zi ca Dumnezeu să ne dea puterea să ne descotorosim de mantaua tristeții pe care diavolul vrea să o pună pe oamenii noștri, să înțelegem că Dumnezeu are o rațiune în spatele tuturor lucrurilor și noi să putem să continuăm să slujim cu toată inima noastră, până la finalul vieții noastre. Pentru că nu există altă miză mai împlinitoare și al mod de viață mai fericit și mai satisfăcător decât până la ultima suflare să spui a Domnului să fie slava, a Domnului să fie gloria, a Domnului să fie cinstea în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul în veci. Nu știu dacă v-am spus aici, dar vă spun acum, dacă nu v-am spus, vorbea odată un cadru medical cu un păstor din județul Arad și spunea așa, frate păstor, eu știu mai bine ca dumneata cine e pocăit cu adevărat din biserica ta și cine nu. Și asta foarte contrar la am mis pastorul, îi împărtășesc, îi spovedesc, îi vizitez, eu stau cu ei la diferite discuții. Cum adică? Dumneata știi mai bine ca mine. Dar zice că atunci când intră în secția de oncologie și investighezi, zic la tu mai ai trei zile și mori. Ăla care nu-i cu adevărat pocăi se prinde cu mâinile de păr. Țipă și zice, domnul doctor, mai dați-mi zile că-ți certa cu nora, cu nevasta, cu ăla, cu celălalt. Nu-ți pregătit. Vorba lui Orga, pierdem în viața an și la moarte mai cer și mor clipă. Ce să-ți mai dă o clipă când ai irosit 50 -60 de ani din viața ta? Iar altul? Ce domnule, cancer mai ai câteva zile și mori. Să uită cu fața spre perete, îi două lacrimă într-un colț de ochi, își șterge lacrima și spune, Doamne, dacă Tu ai hotărât ca eu să plec din lumea asta, sunt gata să mă întâlnesc cu Tine. Pentru el moartea nu e un punct în propoziția vieții, nu e un blestem, pentru el moartea este un zbor spre nemurire, spre eternitate, spre bucuria stăpânului. De aceea, dragii mei, să ne trăim viață de așa manieră încât moartea să fie o binecuvântare și nu un blestem, pentru noi și să fie o trambulină spre cele mai înalte colme ale împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze și să învățăm că prin școala asta suferinței Dumnezeu are un scop și are un sens pentru fiecare dintre noi. Iar rugăciunea noastră în suferință este să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dăm puterea să te descoper, dăm puterea să înțeleg și să primești din partea ta înțelepciunea de a ști și de a vedea cu optica ta suferința mea. Doamne, ajută-mă să fiu maleabil în suferință, să pot să mă las modelat de tine cum tu vrei să mă modelez, potrivit cu scopul de săvârșirii tale în viața mea. Și, Doamne, că mă vei vindeca sau nu, că vei aduce la viață sau nu, că voi muri sau voi trăi, dăm puterea să te proslăvesc pe tine prin toate astea. Auzi ce zice Pavel? Fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Dumnezeu să fie proslăvit. Știți că îl putem prozlăvi pe Dumnezeu nu doar prin viață, ci și prin moarte? Predicatorii ăștia, extrem de simpliști de astăzi, predică că Dumnezeu poate fi prozlăvit doar prin viață. Să știți că Dumnezeu poate fi prozlăvit și prin moarte. Așa că numele lui să fie prozlăvit în toate.